Universul este masiv și deține multe lucruri incredibile. Oamenii de știință caută mereu stele noi și recent au găsit ceva foarte ciudat și misterios încât nu s-a mai văzut până acum. Și nimeni nu știe ce este și de ce există o întreagă echipă care cercetează aceste obiecte misterioase. Situat în Australia, proiectul internațional EMU, adică Evolutionary Map of the Universe, are o echipă de peste 300 de oameni din 21 de țări. Treaba acestei echipe de oameni de știință este de a studia întregul cer sudic până la 30 de grade nord. EMU intenționează să se uite în părți ale Universului cu ajutorul telescopului ASCAP, care poate scana o porțiune mare de cer foarte repede și să se uite unde niciun telescop nu s-a mai putut uita până acum și să creeze o hartă radio cu rezoluție mai mare a obiectelor din cerul sudic. Dar acum, imaginați-vă pentru o clipă că sunteți unul dintre oamenii de știință care folosesc acest telescop când dintr-o dată observați ceva atât de ciudat încât ajunge să-l numiți obiectul WTF. Exact asta s-a întâmplat cu astronomul Anna Kapinska în septembrie 2019. În timp ce naviga prin observațiile făcute de proiectul EMU folosind noul telescop revoluționar ASCAP, ea a observat o formă ciudată care arăta ca un cerc fantomatic de emisii radio care atârna în spațiu ca un inel de fum cosmic. Câteva zile mai târziu, un alt membru al echipei EMU, Emil Lenk, a găsit încă unul chiar mai înfricoșitor decât cel precedent. Și în ciuda eliminării tuturor explicațiilor evidente ale acestor obiecte ciudate în ultimele lor cercetări, echipa de la EMU încă lucrează pentru a explica de unde au venit. Încă de la început, echipa de astronomi de la EMU au prezis că explorarea necunoscutului va aduce la descoperiri neașteptate, dar nu se așteptau să vadă o anomalie atât de misterioasă atât de repede. Iar descoperirile au fost o surpriză șocantă pentru echipă. Deși oamenii de știință au o înțelegere decentă a funcționării universului nostru, ei au început doar să zgârie suprafața. Pentru a o pune în perspectivă, cu câțiva ani în urmă, astronomii au îndreptat telescopul spațial Hubble către un spațiu întunecat pe cer, atât de mic încât ar putea fi acoperit de ochiul lui Mircea cel Bătrân pe un bănuț ținut la o distanță de 50 de centimetri. În acea zonă mică a cerului întunecat, au descoperit peste 3000 de puncte de lumină, fiecare galaxie cuprinzând în medie 100 de miliarde de stele. În această imensitate a spațiului, au fost găsite doar 4 dintre acestea. Nu știm cu adevărat ce sunt, cât de departe sunt sau chiar cum s-au format. La început, oamenii de știință au crezut că descoperirea a fost generată de o eroare de software, dar mai târziu s-au confirmat că sunt reale, iar confirmarea independentă a fost furnizată folosind telescopul australian Compact Array. Singurul lucru pe care oamenii de știință l-au reușit până acum este să excludă posibilitățile a ceea ce ar putea fi cercul fantom. Ele pot fi văzute în spectrul radio. De fapt, când alte tipuri de telescoape erau îndreptate spre ele, cercurile radio ciudate nu erau deloc vizibile. Niciunul dintre orcuri nu are omologi optici, infraroșii sau cu raze X evidente, ceea ce a făcut viața foarte dificilă pentru cei care le studiază. Orc 1 și Orc 2 și 3 au fost descoperiți prin inspecția vizibilă a imaginilor din sondajul EMU, dar Orc 4 a fost găsit în datele de arhivă luate cu gigantul telescop MeterWave în martie 2013. Acest lucru înseamnă că chiar înainte de telescopul ASCAP exista o puternică posibilitate ca astronomii să se fi uitat la aceste obiecte de ani de zile fără să-i detecteze din cauza instrumentelor lor inferioare. Când vine vorba de orcs, cea mai mare problemă cu care se confruntă oamenii de știință este că trăsăturile circulare sunt apariții regulate în radioastronomie. Ele reprezintă de obicei un obiect sferic, cum ar fi o rămășiță a unei supernove, o nebuloasă planetară sau o galaxie care formează stele. Ele pot apărea de asemenea din artefacte imaginistice din jurul surselor luminoase cauzate de erori de calibrare. Cu toate acestea, orcurile nu par să corespundă cu niciunul dintre aceste tipuri cunoscute de obiecte sau artefacte. Cele patru orcuri au o natură foarte asemănătoare. Toate reprezintă o simetrie circulară puternică, iar diametrul lor este aproximativ de un arc minut care este de aproximativ 60 de grade. Dar în ciuda asemănării lor, acestea diferă suficient pentru a încurca și mai mult pe astronomi. Două dintre ele au o galaxie aproape de centrul emisiilor radio, care sunt în spectrul vizibil în timp ce celelalte două nu au. De asemenea, trei dintre ele constând într-un inel plin de particule vizibile, în timp ce Orc 3 pare a fi un disc uniform. Există încă un alt lucru supărător la aceste cercuri. Două sunt foarte apropiate, ceea ce înseamnă că aceste două orcuri au o origine comună. Acest lucru nu este același și pentru Orc 1 și 4. Aparițiile lor sunt evenimente foarte separate. Când se confruntă cu astfel de provocări, metoda științifică este de a elimina încet și metodic posibilitățile până când oamenii de știință pot pretinde că au găsit ceva unic. Exact asta a finalizat recent echipa EMU. Și în noiembrie 2020 și-au publicat concluziile într-o lucrare de cercetare pentru Societatea Astronomică din Australia. Iată ce au găsit. Prima posibilitate pe care au eliminat-o a fost că probabilitatea acestor orcuri să fie rămășițele unor supernove masive sau o structură SRN.
Structurile SRN sunt rezultatul unei stele dintr-o supernovă. Rămășița este determinată de o undă de șoc în expansiune și constă în materialul expulzat care se extinde din explozie. Oamenii de știință care studiază orcurile au descoperit că probabilitatea ca unul dintre aceste cercuri să fie o rămășiță de supernovă are o șansă de doar 0,055% și că probabilitatea ca celelalte trei să fie SRS-uri este de doar 1,8%. Prin urmare, este puțin probabil ca orcurile să fie o rămășiță de supernovă. A doua posibilitate a fost că aceste cercuri radio bizare sunt nebuloase planetare galactice sau nebuloase planetare care pot apărea ca discuri difuzate de emisii radio, la fel precum orcurile. Ele se formează la sfârșitul vieții unei stele, cu o masă intermediară oriund între 1 și 8 mase solare. De fapt, Soarele nostru va forma și el o nebuloasă planetară la sfârșitul ciclului său de viață. Cu toate acestea, emisia radio a PMI este generată de emisiile termice și prin urmare se așteaptă să aibă un indice spectral mult mai mare decât cele măsurate pentru cercurile radio impare. În termeni simpli, înseamnă că relația proporțională dintre cantitatea de putere radiată printr-o anumită zonă și frecvența radiației este mult mai mică în cazul unui orc și, prin urmare, nu ar putea fi clasificată ca PNA. Echipa EMU a eliminat de asemenea și alte posibilități, cum ar fi că orcurile ar putea fi o parte dintr-o galaxie care formează stele sau o galaxie inel privită din față. Toate aceste galaxii sunt lungimi de undă optice iluminate, ceea ce se bate cap în cap cu lipsa emisiilor optice măsurabile de la orcuri. Cealaltă posibilitate este că cercurile sunt un inel Einstein, care este o lentilă gravitațională a surselor de fundal care produc arcuri de emisie. Dacă un obiectiv, sursă și un observator sunt aliniate, atunci imaginea obiectivului poate lua forma unui așa numit inel Einstein, dar în cazul orcului este puțin probabil ca un astfel de obiectiv să fie suficient de simetric și perfect aliniat cu sursa de fundal pentru a produce simetria circulară observată dintr-un inel Einstein. De asemenea, au pus capăt teoriilor conform cărora aceste orcuri ar putea fi alte obiecte astronomice, cum ar fi terminația gravitațională, șocul sau clusterul Halo. Ambele fenomene observate după ce o stea de neutroni devine supernova. Majoritatea cercetărilor astronomice vizează rafinarea cunoștințelor noastre despre univers sau testarea teoriilor. Foarte rar astronomii primesc provocarea de a da peste un nou tip de obiect pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum și să încerce să afle ce este. Misterul din spatele acestor noi cercuri fantomatice continuă. Întrebarea pe care astronomii trebuie să și-o pună în continuu este că dacă aceste orcuri sunt fenomene complet noi sau este ceva care știu deja, dar privit dintr-un mod ciudat. Și dacă este cu adevărat complet nou, cum ne schimbă înțelegerea noastră despre univers? Deci, ce părere aveți? Credeți că comunitatea științifică va avea nevoie de ani întregi înainte să poată identifica originile din spatele cercurilor radio ciudate? Sau vor rezolva relativ repede acest nou mister astronomic? Spuneți-ne în comentarii! Asta este tot pentru astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem curând. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Și dacă vrei să ne urmărești în continuare, apasă pe videoclipul din stânga. Eu sunt Ciprian și te-am lăsat. Salut!